Nu știu cum să mă port la vârsta mea, nu am avut niciodată atâția ani. Ce bine că au fost cândva oameni care au studiat cum ar trebui să ne comportăm. Din fericire pentru noi, l-avem și pe Florina Mariei lângă noi în această seară. Împreună vom face o nouă ediție Step by Step, care sperăm să ofere soluții pentru noi toți. Te salut, Cătălin, te salut, Florin. Salutare. Bună seara, ne bucurăm foarte mult. Mi se pare asta. Lasă-mă acum un pic. Sigur. Mi s-a părut foarte digere informația pe care am furnizat-o, da, și eu. Da, e foarte fain. Deci cum? Nu știu să mă port la vârsta mea, niciodată n-am avut atâția ani. Da. Faină. Foarte adâncă, într-adevăr. Da. Măcar atât pot face și eu. Eu mă bucur foarte mult că suntem aici să vorbim în seara asta despre vindecare, dar înainte să vorbim despre vindecare, poate o să ne spui tu în câteva cuvinte care sunt bolile care au nevoie de vindecare sau despre a căror vindecare o să vorbim în seara asta. Da. Suntem în relații de cuplu cu ai noștri copii, colegii, prietenii, angajații, șefii și așa mai departe. Suntem în relații probabil pentru că așa am fost creați, ca ființe sociale. Așa am fost programați de la naștere, fie că ne place să credem sau nu, credem sau nu, cred că asta este realitatea. Și suntem în relații pentru că ne dorim ceva de acolo. Și pentru că atunci când am fost mici, nu ne-a învățat cineva cum putem să obținem, într-un mod fain, sănătos, ceea ce ne dorim noi, ce am reușit să facem, ne-am găsit noi căile noastre de a obține ceea ce ne dorim și ce avem nevoie. Prin abuz. Prin abuz. Abuz în trei modalități. Abuzul pe care îl practică persecutorul, prin faptul că impune valorile, metodele, principiile lui altora într-un mod agresiv. Persecutorul care îi ține pe ceilalți în dependență, cred că ăsta e cel mai mare abuz al salvatorului, îi ține pe ceilalți în dependență de sine, făcând în locul lor, sau nu neapărat în dependență de sine, îi ține pe ceilalți în rolul ăsta de infantil, nu îi lasă să se dezvolte prin faptul că face pentru ei, și victima care încearcă să obțină ceva prin manipulări din astea emoționale, prin faptul că se poziționează în rolul ăsta de victimă și obligă cumva pe ceilalți să facă ce vor ei, cei din rolul de victimă. Și atenție, niciodată nu poți să acuzi o victimă că este brutală, dură, dominatoare, nu? Până când se plânge, ăla e vulnerabil. Și atunci nimeni nu poate să acuze victima că este abuzatoare. Dar este un abuz și acolo, mare abuz. Bun, am discutat câteva ocazii bune despre probleme, și în sfârșit, uite, am ajuns și la soluții. Ce putem face ca să ieșim din rolurile astea, astfel încât să avem relații etice între noi și ceilalți? E posibil? Cam asta ar fi prima întrebare. Adică avem de-a face aici cu niște moduri de viață pe care le-am învățat din copilăria cea mai timpurie, de la naștere. După aia am trăit cu ele toată viața. E posibil să vindecăm așa ceva? Dacă mă întreb dacă e posibil, da. Dacă mă întreb dacă e posibil să vindecăm total pentru totdeauna, aș zice că rămâne de văzut. Probabil că nu. Însă una este ca să ai o problemă pe care, sau care te frământă și pe care o trăiești 90% din timpul tău, și alta este ca acea problemă, acel comportament negativ să apară de 10%, 20% din viața ta. Corect. Deci se minimizează foarte mult comportamentele astea negative. Sunt motive de speranță, cred, sunt motive să fim optimiști în afară de ce urmează să discutăm și ce urmează să ne prezinți ca soluții și direcții pozitive în care să mergem. Pentru că e vorba de atitudini, de lucruri care se întâmplă în mintea noastră, în comportamentele noastre, asta se schimbă. E posibil să le schimbăm atât timp când e vorba de lucruri fizice. Nu putem să ne facem ochii verzi dacă avem căprui, nu putem să ne facem putem, mai dați. Artificial. Artificial. Dar nu putem să vindecăm anumite boli, cum ar fi cancerul, dar, și asta aici voiam să ajung, că zilele trecute citeam, nu știu cât de adevărat este și nici nu mai știu dacă japonezii sau chinezii, dar cineva a anunțat că au găsit un leac pentru cancer. Adică nu știu exact despre cancer, a vorba, cancerul are ceva în comun, oricum e vorba de o boală. Dacă pentru cancer, iată, s-a găsit și sperăm să fie adevărat și până la urmă să găsească un leac care este cea mai gravă, poate, boală care afectează umanitatea, putem să avem motive să fim optimiști, că și pentru tendința de a fi victimă există leac și tendința de a fi persecutor și tendința de a fi
Salvator, există alea. Dar abia așteptăm să ne spui mai concret. Care deci pentru cei care nu au ascultat emisiunile trecute, poate se întreabă acum ce e rău să fii salvator, ce e rău în a fi victimă. N-aș vrea să reluăm emisiunile, dar vă rog frumos să le ascultați. Pentru că în fiecare rol există comportamente abuzive, atitudini abuzive, care face rău atât celorlalți, cât și ție, cel care joci rolul respectiv. Bun. Hai să înainte să vorbim de soluții, vreau să ne uităm la cauze, pentru că dacă știi cauzele, știi cum să vindeci, cum să tratezi. Care ar fi cauzele pentru care noi intrăm în unul dintre cele trei roluri, persecător, salvator, victimă? Că despre asta e vorba. Și acum, dacă sunt adevărate toate studiile astea, care au fost publicate cu ani de zile în urmă, lucrurile stau cam așa. În urma interacțiunii dintre noi și părinții noștri, când am fost noi micuți, pe la un an jumate, doi, pentru că părinții nu au fost perfecți și nici nu aveau cum să fie perfecți, s-au comportat cu noi într-un mod nu tocmai sănătos. Mai mult sau mai puțin, în funcție de părinți, cât de conștienți au fost sau inconștienți. Ca să neconștienți. Așa. Comportamentele negative, atitudinile și vorbele negative ale părinților noștri, o să vorbim într-o emisiune viitoare, se transformă într-un fel sau altul, dar hai să nu complicăm lucrurile, în niște răni emoționale. Pentru că se perpetuează. Pentru că suntem răniți, ce vom vrea să facem cu toții? Când ești rănit, când ești tăiat, când ești zgâriat, ce vrei să faci cu rana respectivă? Ne vindecăm? Înainte să te vindeci. Să spun de durere. Ca să te vindeci, ce faci cu rana? O bandajezi, o protejezi. Adică îți pui niște pansament. Pansamentul ăsta se numește, în limbajul nostru de zi cu zi, mască. Sunt niște măști. Ce înseamnă măști? Niște comportamente pe care noi le adoptăm ca să ne protejăm o rană, să nu ne vadă cineva. Și nu, scopul nostru nu este doar să protejăm rana respectivă, ci este să obținem ceva și vindecarea ei. Așadar, noi de-aia ne punem niște măști ca să protejăm o rană, să nu ne vadă, dar vrem să și vindecăm. Ei bine, deci e foarte important de știut că aceste comportamente pe care noi le manifestăm față de ceilalți, în toate relațiile noastre cu șeful, cu colegii, cu angajații, cu soția, cu soțul, cu copiii, cu bunicii, cu cine vrem noi, toate comportamentele noastre au în spate, de fapt, niște răni. Sunt foarte curios ce fel de răni ar produce, de exemplu, ceva ca salvator. Cum ajunge cineva să fie salvator? O să vorbim acolo. O să ajungem puțin mai acolo. Dar vreau să setăm prima dată cadrul, contextul. Comportamentele pe care noi le avem nu sunt niște comportamente așa. Azi vreau să mă comport, comport în felul ăsta, că n-am eu ce face. Tu ori de câte ori te comporți într-un anumit fel, ai o rană acolo sau ai o nevoie pe care vrei să ți-o îndeplinești. Tot ce faci tu are legătură cu o nevoie. Numai lucrul ăsta, dacă noi l-am ști. Imaginează-ți în relațiile noastre ce lumină s-ar face când vezi pe ceilalți că se comportă într-un anumit fel. În loc să sar la gâtul lor, te gândi prima dată, care e nevoia lui? Ce rană are și ce nevoie are? Uite, de exemplu, vine, să zicem, bărbatul de la muncă și cum ajunge acasă, ia telefonul și stă pe telefon. Reacția firească a soției, care ar putea să fie? Toată ziua ai fost plecat și acum, în loc să stai cu mine, stai cu telefonul în mână, cine e acolo și cu cine vorbești? Dar nu pe tonul ăsta, ci pe altul. Poți să imiți un ton realist? Cam cum ar zice. Dar nu prea tare, că stricăm setările de sunet. Dar măcar să se vadă durerea, să se vadă ce e în suflet, ai putea să o imiți. Încerc, că am făcut actorie 2 ani. Hai, încerc. Iar telefonul în mână, abia ai venit acasă, toată ziua ai fost plecat, vreau să stai cu mine acum, ce e acolo? Cam așa. Bravo! Bravo, Ecofena. Da, deci cam așa. Sau poate și mai și. Și cu tonul mult mai ridicat și prin privire, știi, ai vedea săgețile, ai vedea răutatea. Nu răutatea, frustrarea. Frustrarea. Ai vedea durerea.
Dacă eu nu sunt un bărbat conștient, care știu câteva lucruri, cum voi reacționa la replica aceasta? Dar și tu ai avut telefonul în mână acum 3 zile. Ce știi? Dar ce atât de... Păi nu, că l-am trăit. Este avantajul că și nu am experimentat, știi? Asta pe de-o parte, s-ar putea să sar la gâtul tău, să te învinuiesc. Că ce? Tu n-ai stat și tu? Că nu faci și tu? Că nu ești și tu cu fetele? Că nu te vezi pe tine? Sau aș putea să mă văd pe mine, să mă vinuiesc. Totdeauna te iei de mine? Niciodată nu-ți pasă de nevoile mele? Că am și eu nevoie, vin și eu de la muncă, da? Nu-i normal să mă relaxez și eu puțin? Tu crezi că eu am stat pe Facebook la muncă? Acasă vreau să stau și eu, sau cine știe? Am și eu nevoie să mă liniștesc. Dacă eu voi avea una din atitudinile astea, ori sar la gâtul ei, ori mă apăr pe mine, într-un fel sau altul, da? Care e reacția pe care ea o să aibă? Păi dacă te aperi, devin salvator. Nu, dacă te... Dacă mă apăr, devii persecutoare. Da. Dar și dacă zic despre mine că am și eu nevoie... Devii salvator. Sau ai putea să rămâi tot în rol de persecutor, știi ce să-mi spui? Dar ce, eu n-am nevoie? Și am nevoile mele. Nu numai tu ai nevoie să stai să te relaxezi. Pentru că și am și nevoie bună. Să mă relaxez. Cum? Eu sunt și bună. Și te ești și bună. Foarte ușor de aici că aluneci în rolul de victimă. Că eu, uite, am nevoie mai mare decât tine, că eu sunt mai chinuită. Depinde cum o spui. Dacă o spui plângând, ești în rol de victimă. Da, eu cred că ai și tu nevoie, dar eu, de mine nimeni n-are grijă. Nimeni nu vede nevoile mele. Da. Dar ai, mine nu plumele, așa că nu mai... Sau ai putea să fii persecutoare și să o zici. Dar ce, mă, numai tu ai nevoie? Tu ce crezi că numai tu ești pe lumea asta? Mm-hmm. E singur pe lumea asta, numai tu? Mai sunt și eu în casa asta. Și muncești, toată ziua am muncit. Ce-și? Și el ți-o zice. Ce ai făcut toată ziua? Că ai stat degeaba. Când te-ai plimbat pe aici prin casă, de colo-colo, că nu se vede nimic. Atât ați trebuie. Să zică că n-ai făcut nimic. Deja sunt la mama acasă cu bagajul făcut. No. Ideea e următoarea. De unde a plecat toată povestea? De la care a fost cauza? Cum? De la telefonul în mână. De la telefonul în mână, nu de acolo a plecat. Care a fost cauza care a declanșat toată isteria asta? Nevoia de conectare a soției. Nevoia de conectare a soției. Când a intrat soțul în casă, soția și-a dorit un singur lucru. Vreau să-l am lângă mine. Vreau să povestească cu mine. Vreau să ne plimbăm. Dar pentru că ea nu a învățat niciodată în copilărie și până la vârsta asta să-și exprime o nevoie, o exprimă cum știe. Cum? Violent. Că și când era mică, ca să obțină atenție, striga și făcea crize. Și la 30 de ani... Păi asta sunt crize. Și la 30 de ani se comportă la fel, pentru că are aceeași nevoie. Așadar, în spatele acestui comportament, dar totdeauna stai pe telefon și numai nu te îngrijești de mine, în spatele acestui comportament este o nevoie. Vreau să te conectez. Soțul, dacă ar fi un soț conștient de toate lucrurile astea despre care vorbim, s-ar duce la ea și a spune: Doamne, cât de urât vorbești. Nu pot să cred că ce ți iese pe gură. Și cum flăcări și au din ochii tăi. Dar bănuiesc că vrei să-mi spui acum cu alte cuvinte că vrei să povestești cu mine? Ți-a fost dor de mine? Da, mă, ce ți-a luat atâta? Ce a fost așa de greu să-ți dai seama? Asta e un final fericit, ce frumos. Cătă? Și așa ceva. Atâta trebuie să știi. Când partenerul tău manifestă un comportament care nu-ți place, în spatele lui se află o nevoie. Ori este o rană, ori este o nevoie. Dacă tu știi asta și spui întrebarea care e rana partenerului meu sau care este nevoia lui, dintr-o dată, tu nu mai devii, nu mai sari la gâtul lui. Pentru că dacă tu îți vezi partenerul că a avut un accident și ajunge la spital, te sună cineva, vezi că nevastă ta a avut un accident cu mașina, este în spital, ruptă, bucăți, bandajată. Tu când te duci acolo, te-a pus să o critici că nu te bagă în seamă? Nu, o critici că ți-a stricat mașina. Știi tu? Probabil că există. Când îți vezi soția pe moarte, nu cred că te-a pus să-i spui, bă, dar mașina e întreagă. Ce-i cu mașina? Toate investițiile mele mi le-ai... Da, dacă are doar un picior, nu putea să fie. S-ar putea să... Mă gândeam la exemplul ăsta cu telefonul, care a fost doar un exemplu, luat poate la întâmplare. Da, este foarte des întâlnit. Este, pe tocmai asta mă gândeam și eu, că astăzi e o problemă globală și mondială și mă gândeam ce greu... În primul rând, nevoia asta de conectare despre care vorbim e fundamentală. Noi am tot discutat cât de importantă e pentru oameni. Este nevoia fundamentală a unei ființe umane.
Dar tocmai astăzi, în zilele noastre, de când cu telefonul mobil, adică de când, de 10 ani, n-au mai trăit oamenii, de cât timp or fi oameni pe planeta asta, dar nu știu, mult timp, nimeni, n-au mai avut oamenii problema asta pe care o avem noi astăzi, intrusul ăsta între noi, adică vine acasă, cum era exemplul nostru, soția abia așteaptă să vină acasă, numai că el nu e acasă, el e în telefon cu mintea și cu sufletul în alte părți și, într-adevăr, din punctul de vedere, trimite vremuri foarte grele și foarte provocatoare. Bun. Ca să revenim aici, de ce se comportă cineva într-un mod negativ? Pentru că are o rană acolo sau are o nevoie, care trebuie hrănită. Așadar, în spatele tuturor comportamentelor se află ceva. Unu, deci trebuie să identifici ce este acolo. Pasul al doilea, aș vrea să vorbim puțin să vedem cum s-a ajuns la aceste roluri, ce s-a întâmplat. Din ce îmi dau eu seama, sunt foarte multe posibilități ca să ajungi persecutor, salvator sau victimă. Și vreau să dau doar mici indicii, pentru că e foarte greu să identifici, că sunt mulți, mulți, mulți factori, multe variabile care pot să te determine să ajungi dintr-un rol sau în altul. Dar ca idee generală, uite un persecutor cum ar putea să fie. Uite cum am devenit eu persecutor. Vorbesc de cazul meu. Repet, nu există om care să joace doar un rol, le joci pe toate. Unul predominant sau două, și unul sau două secundare. La nevoie. Da, la nevoie. Cum am devenit eu persecutor? Am fost într-o relație cu un tată care la rândul lui era un persecutor și mama pe aici, pe acolo, că nu știa, n-avea metode foarte etice. Uneori furtunul de la mașina de spălat era instrumentul de a băga mințile în cap. Știți? Furtunul de la mașina. Voi ați avut de? N-ați trăit în perioada aia cu... Este la mână. Și n-ați avut mașina de aia Alba Lux? Care da. Când voiai să scoți apa din mașină, luai furtunul și îl agățai la WC-ul ca să se scurgă apa, nu? Nu, uneori furtunul era detașabil. La voi? La noi era detașabil. Și când făceam ceva, era la îndemână. Lua, aveai trei vânătăi pe fund, pe picioare, îți băgai mințile în cap. Și mama, dacă zădea cu palma, o durea palma și trebuia să folosească altceva. Presupun că v-ați prins destul de repede că fereastra pentru făcut prostie este când se spală rufele, nu? Băieți, și eu nu mi-am dat seama de asta. Ce bine era. Da. Deci, cum am ajuns eu rolul de persecutor? Un tată și o mamă care au fost destul de autoritari, mai mult tata. Eu, fratele mai mare în casă, pe mine era o presiune foarte mare ca lucrurile să fie în regulă. Dacă nu erau lucrurile în regulă în casă, fasele spălate, curățenia făcută, măturat prin casă, teme făcute și așa mai departe, când venea tata acasă, eu o luam în freză. Pentru că eu eram responsabil de fericirea părinților și de starea de bine a fraților mei. Și pentru că nu am văzut la tatăl meu un model pozitiv de educație, ci bâta și palma și cearta, am învățat de la el cum s-a purtat el cu mine, m-am purtat și eu cu frații mei. Și pentru că eu eram de vină când ei nu făceau ce trebuie, trebuia să-i pun să facă ce trebuie. Și cum îi puneai? Cum? Cu furtunul. Cu furtunul. Nu foloseam furtunul, dar aveam metodele mele. Avea curea. Nu are rost să le zic. Ideea este că eu trebuia să-i pun la punct pe frații mei ca să nu încasez de la taică-miu când venea. Și felul ăsta, tatăl meu s-a purtat cu mine ca un persecutor, eu m-am purtat la rândul meu cu frații mei ca un persecutor. Trebuia să-i determin, trebuia să-i pun la punct. Vă dați seama, mai aveam un frate și două surori. Deci trebuia să fiu ceva. Și uneori stăteam două, trei zile acasă, singuri, numai noi. Și când veneau părinții, uneori. Alteori o jumătate de zi, alteori o zi. Când veneau acasă, trebuia să fie tot o regulă. No. Ce crezi? Pentru că mi-a ieșit cu frații mei, că am găsit metode să îi determin să facă, când am intrat în relațiile sociale cu prietenii, pe la 12, 13, 15 ani, ce metode crezi că aveam să obțin ceea ce îmi doream de la ei? Astea. Să critic, să acuz. Vezi că tu nu faci, că ar trebui și, mă rog, ce eram obișnuit. Și când am intrat în relațiile de cuplu, la fel. Mă pricepeam să o acuz pe Oana, să o pun la punct, să o învinuiesc, că nu face, nu-i cum trebuie, nu-i pe placul meu și... Înțelegeți? Când s-au născut copiii, la fel. Totul pleacă de acolo. Un frate mai mare, care este ținut în supapuc și trebuie să fie în regulă, pentru că nu are alte metode la dispoziție, le va practica pe astea agresive.
Agresiv să nu înțeleagă cineva care l-a cuțitul și a omorât pe cineva. Agresiv înseamnă a vorbi noi. Tot ce înseamnă critică, dispreț, acuzație și așa mai departe. Ai vrut să spui ceva și apoi vreau să mergem mai departe. Mă gândeam la părinți, că pentru toate norocirile aproape de pe lume devine un părinte cândva care nu și-a îndeplinit misiunea cum trebuia. Da. Sau, în cazul tău, presiunea asta din partea părinților care te-a pus în situația să găsești soluții pe care... Mi-a venit în minte acum un exemplu dramatic din Japonia. Se pare că în Japonia, când începe școala toamna, crește rata sinuciderilor printre elevii de clasa 7-a, 8-a, nu vorbim de adolescenți. Le-i frică să se ducă la școală. Presiunea e foarte mare din partea părinților ca să obțină rezultate la școală. Este foarte greu. Și sunt copii de clasa 7-a și a 6-a care se sinucid. Bravo, uite așa intrăm în rol de salvator. Cum? Când ești mic, la fel, eu am fost cel mai mult rol de salvator și de persecutor când am fost mic. Și până mulți ani, până încoace. Cum? Se pune presiune mare pe tine, la fel ca și în rolul de persecutor. Tu ești printre cei fratele mai mare sau printre cei mai mari și așteptările sunt foarte mari de la tine, cazul pe care le-ai dat tu, trebuie să înveți la școală. Cumva, fericirea părinților este plasată în mâinile copiilor. Mă, tu trebuie să... Uite cât mă fac să sufăr, de câte ori nu zic părinții. Mm-hmm. Sufăr din cauza ta, mă perpelesc noaptea în pat, nu pot să dorm, nu pot să mănânc, că nu ești un copil cum trebuie. Mesajul care ajunge la copil este, trebuie să mă compor cum trebuie ca să-l fac pe părintele meu fericit. Fericirea celorlalți este în mâinile mele. Și atunci, ora după prima variantă a persecutorului care îi ameninți pe toți ceilalți și îi oblig să facă ce trebuie ca să facem pe aia fericiți, ori dacă nu, am ajuns în postura a doua când am văzut că nu aveam metode suficiente la îndemână de a-i pedepsi pe frații mei, de a-i obliga să facă ce trebuie, am făcut eu în locul lor. Hai mă pleacă de aici, lasă că fac eu. Fratele meu era și mai șmecherus când era mic și s-a prins el de șmecherie că dacă face prost, dacă mătură aiurea prin casă, dacă nu șterge bine geamul, veneam eu și spuneam, hai, dispar de aici, lasă că fac eu, că după aia vine maică mea și când vede că n-ai făcut ce trebuie, tot pe mine o să mă certe. Și făceam eu în locul lui. Și spălam eu vase și făceam eu, nu, eram fratele mai mare cu atâția ani decât ei. Și uite, așa am intrat în rolul de salvator. Cu ce scop? Să fac bine, să-i fac fericiți pe părinți când veneau acasă. Salvatorul tot așa este un om pe care s-a pus presiune mare și s-a transmis mesajul. Dacă tu nu te comporți cum trebuie, noi să fim nefericiți. Și am învățat să fiu atent la sentimentele celorlalți, la trăirile celorlalți, la așteptările lor, la nevoile lor, să mă compor după cum ei își doreau ca să-i fac fericiți. Și uite, așa a ajuns să fiu un om foarte sensibil, a ajuns să fiu un om foarte grijuliu, a ajuns să fiu un om care trebuie să învețe la școală, care trebuie să se supună principiilor părinților, normelor, valorilor lui, ale părinților, pentru că dacă nu faci asta, vor fi foarte nefericiți. Și uite, în felul ăsta tu devii un salvator, faci bine tuturor, ești atent la tot ce se întâmplă în jurul tău, pentru ca să nu deranjezi, să nu superi. Vedem și cel puțin în acest exemplu al tău cum n-ai devenit doar persecutor, ci salvator, erau amestecat, era un amestec de roluri. Exact. Și erau și momente când erai victimă, fără îndoială, nu? Pentru că în fața părinților, unor... Bă, eu nu prea m-am permis să fiu victimă. Deci eu, în perioada asta... Cum intram în rolul de victimă, cum o încasam. Asta face victima, nu? Cel mai bine, o încasează. Da, dar nu-mi plăcea să fiu acolo, pentru că eu am mai dezvoltat și un stil de atașament evitant, o să vorbim despre el, nu-mi plăcea să stau să sufăr în relații, în nicio relație. Și ieșeam repede și cumva învățam să mă descurc singur ca să... N-aș vrea să complicăm situația. Dar ideea este că nu, în rolul de victimă n-am fost foarte mult, că nu prea mi s-a permis să fiu un rol de victimă. Nu prea. Mai mult în rol, trebuia să fiu la puternic, care să trag în spate după mine, pe frații mei, pe cei în relație cu care am fost. După aia eu mi-am asumat rolul ăsta de am crezut că eu trebuie să fiu salvatorul lumii. Cumva așa a venit și jobul meu, ca un mesaj de eu fac bine umanității și depinde de mine fericirea altora. Și dacă eu nu fac partea bine, cât de responsabil sunt eu pentru tot ce, pentru viața celor din jurul meu? Într-un fel așa este. E una într-un după fel, una asta. Într-un fel. Dragul meu. Într-un fel. În atâta măsură. Eu acum nu mai cred că eu sunt responsabil de fericirea și de viața ta. Eu cred că eu sunt responsabil de mine,
de ce fac eu, de ce vorbesc eu, de ce gândesc eu, de ce transmit eu. Punct. Iar tu ești responsabil de ce faci cu ce transmit eu. Și este o schimbare fundamentală care s-a petrecut cel puțin la nivelul minții mele și acum încep să o diger de câțiva ani de zile, să o integrez, să nu mă mai simt vinovat când în urma interacțiunii mele cu tine tu continui să te comporți într-un fel care îți face rău. Dar hai să revenim puțin. Persecutorul și salvatorul, ați văzut cam cum se ajunge la rolul ăsta, se pune presiune mare pe ei. Persecutorul, prin comportamente negative, încearcă să îi mulțumească pe ceilalți, îi pune la punct pe frățiori, pe cei mici, pe cei din jur, ca să îi mulțumească pe alții. Salvatorul face locul lor ca să îi mulțumească pe ceilalți. Și acum, cum se ajunge la rolul de victimă? Repet, este doar câte o variantă, că ar fi și alte posibilități ca să ajungem în rolurile astea. Victima este copilaș, sau ajungi la rolul de victimă când ești copilașul, când ești mezinul familiei. Ești ăla micuț, care are 1, 2, 3 frați care sunt mai puternici, mai dezvoltați, mai capabili, care mereu îți vor da peste cap. Hai mă, pleacă, dispar de aici. Bă, iar vii după noi? Bă, mă plângăciosule, mă părăciosule. Bă, tu nu vezi, mă, că nu te pricep la nimic? Taci, mă, din gură, mă. Bă, să nu-ți iau gura. Iar să bagă ăsta în seamă. Și se transmite constant mesajul din partea fraților, dar poate și din partea părinților, că părinții de multe ori le dau credit ăstora mari. Hai, fă tu, lasă că el nu știe. Știi? Și mereu ajunge la asta mic mesajul. Bă, eu sunt mic și prost. Și când fac ceva, nu fac bine. Și când spun ceva, nu-i bine. Eu sunt ăla... O altă modalitate prin care ajunge cineva să... Sau tot aici, în contextul ăsta, se spune, bă, nu mai fă asta. E rușine. Te râde lumea. Ce o să zică toți ceilalți dacă tu nu faci asta? Ai făcut-o așa ceva? Nu se poate. Mamă, să vezi ce o să ți se întâmple. Ai spus tu asta? Care e mesajul care ajunge la un astfel de copil? Sunt insuficient, sunt incapabil, nu o să reușesc, nu o să se întâmple ceva bun în viața mea. Ajutați-mă voi, faceți voi în locul meu. Data trecută, din câte mi-amintesc eu, am vorbit despre rolul foarte important pe care îl joacă părinții în crearea de victime. Că nu hrănesc independența și nu ajută copilul la timpul potrivit să învețe să-și strângă jucăriile, cum prima dată să mănânce singur, și nu-l învață să devină capabil. Și atunci, și după ce se dovedește incapabil, îl critică și uneori îl pedepsesc. Exact. Și da, vreau să dau iar vina pe părinți, dar cred că ei sunt cei mai responsabili pentru crearea rolului de victimă. Dacă nu, în general, pentru toate relele de pe lume. Ok. Deci, persecutorul ar putea să aibă rana de trădare sau de nedreptate, să se fi simțit foarte mult timp în viață nedreptățit, trădat, neînțeles. Și atunci el își pune o mască de dur, de rigid, de intransigent, de puternic, de el trebuie să domine pe toți. Salvatorul ar putea să aibă parte să fi fost rănit în copilărie. Într-un fel sau altul am putea spune rana de abandon ar putea să o aibă. Și ăsta se teme tot timpul că va fi abandonat de alții. Și de asta face toate lucrurile pe planeta asta ca să nu fie părăsit, să fie iubit, să fie apreciat. Iar victima ar putea să aibă rana de umilință, de umilire. A fost înjosit foarte mult, iar ăsta își pune o mască de masochist. Ăsta cam suferă totul, tolerează totul. No. Și acum aș vrea, înainte să intrăm în soluții, să vedem care sunt beneficiile pe care le au rolurile acestea. De ce jucăm rolurile astea? Nu, fiți atenți aici. Cred că sunt două categorii de beneficii. Pe de o parte, sunt beneficiile conștiente. Care ar fi astea? Acelea că tu vrei să domini într-o discuție, că tu vrei să determini pe cineva repede să facă ceva, să ți se supună, să te asculte, mă rog, să facă o treabă. Dacă ești șef, să-l vezi pe celălalt că execută niște ordine, într-o relație de cuplu, să-l pui pe celălalt să te asculte, nu? Să urmeze ce ai zis tu. Astea sunt beneficii conștiente.
Dar eu cred că în spate la toate astea se află niște beneficii inconștiente. Care sunt astea? Aici este important. Și eu cred că astea sunt adevăratele beneficii pe care le urmărim jucând rolul de persecutor, salvator. Care ar fi acelea? Păi sunt beneficiile, de fapt, sunt hrănirea nevoilor fundamentale pe care noi le avem sau vindecarea rănilor pe care noi le avem. Astea sunt beneficiile pe care creierul nostru le caută atunci când jucăm rolurile respective. Adică vrem cu adevărat să fim văzuți, vrem să fim valorizați, vrem să fim respectați, vrem să fim importanți pentru ceilalți. Dar noi nu ne dăm seama de asta. Noi nu ne dăm seama. Noi credem că mă port așa ca să-l determin pe ăla să facă asta. Eu, de fapt, vreau să... Când văd că cineva manifestă un anumit comportament, eu atunci mă simt valorizat. Uite, mă luat în seamă. Mă simt respectat. Mă simt bine. Și noi pentru asta ne comportăm cum ne comportăm. Ca un persecutor, salvator sau ca o victimă. Și cum ajungem să ne dăm seama de asta? Cum ajungem să conștientizăm că, de fapt, nevoia aceea se manifestă în felul ăsta mascat? Adică, presupun că avem nevoie de terapie, sigur, să ne ducem la psiholog și să ne vindecăm. Dar nu neapărat. Nu neapărat. Eu cred că și dacă citești, și dacă participi la niște cursuri, sau simplu fapt că asculți o emisiune de genul ăsta, tu poți să conștientizezi niște lucruri. Wow, eu nu m-am gândit niciodată. Că, de fapt, eu nu vreau să obțin acel comportament din partea cuiva, ci vreau să obțin felul în care mă simt când cineva a manifestat comportamentul ăla. Eu vreau să ajung la o anumită stare, să împlinesc o anumită nevoie, să vindec o rană. Când asculți, când interacționezi cu astfel de informații, te trezești. După aia, ca să vindeci, da, într-adevăr, poate trebuie să iei contact cu un psihoterapeut, cu un coach sau cu un psiholog, ca să vindeci. Unor mă îngrozesc, mă gândesc cât de ușor e să strici o ființă umană și cât de ușor e să o îmbolnăvești, dar iată ce minunat e cât de ușor poate începe vindecarea, măcar cu un simplu moment de conștientizare, o licărire acolo într-o dată, să aprinde ceva în mintea ta, ia uite, asta era de fapt problema și poate să dispară ani de zile de întuneric în care ai trăit așa într-un anumit rol. Bun, și acum hai să vorbim puțin despre vindecare. Despre cum ieși din rolurile astea. Am arătat care sunt cauzele. Am arătat că în spatele acestor roluri, de fapt, se află niște nevoi, se află niște răni. Și acum vorbim puțin despre vindecare. No. Cred eu că sunt două categorii. Sau vindecarea s-ar putea împărți în două. Este vindecarea aia profundă, reală. Aia care e pe termen lung, și anume vindecarea rănilor. Pentru că în momentul în care ție sunt vindecate aceste răni, care îți provoacă aceste comportamente, ți-ai vindecat rănile, dispar și comportamentele astea. Dacă tu nu mai ești rănit, imaginează-ți când ești rănit, da? Ți-ai pus un bandaj, dar cineva umblă la rana ta. Cineva te atinge. Ce faci? Instinctiv. Sari. Sari. Tragi mâna. Bă, nu mai pune mâna. Nu mai mă lovi. Și asta vreau să știți. Ori de câte ori eu manifest un comportament sau alt nu, reformulez. Când cineva manifestă un comportament față de mine și eu sar, ăsta este semnul că eu mai am o rană acolo. Eu încă sunt nevindecat. Deci primul lucru pe care, sau cea mai sănătoasă metodă de a nu mai intra în rolul de persecutor, salvator și victimă este ca tu să-ți vindești rănile. Că nu te mai simți atins, nu-ți mai apasă nimeni pe butoane. Dar asta este o cale mai grea, mai lungă. De exemplu, programul meu online pentru cupluri, Labirintul Relațiilor, despre asta vorbește. Cum să-ți vindești rănile emoționale. Dar asta este un proces. Și acum vreau să dau câteva indicii, să dau a doua categorie de soluții. Alea mai superficiale, pe care le înveți, le aplici, dar nu sunt alea profunde. Cum ar fi niște pastile de durere? Da, niște pastile de urgență. Știi? Așa. Ajută și la vindecarea aceea profundă? Ajută și la vindecare, dar nu te vei vindeca dacă faci doar ce zic acum. Deci acum vreau să fie toată lumea conștientă. Lucrurile despre care vom vorbi acum sunt niște chestii de suprafață ca să poți relaționa bine, dar nu se produce vindecarea reală. Ceea ce... Ar fi imposibil, e nevoie de o intervenție de durată mai serioasă. De durată, ședințe constante, conștientizări, e de lucru acolo. Ca să poți să vindești toate rănile sau cât mai multe dintre ele, cât mai bine, ca să poți să te comporți etic cu ceilalți. E de lucru acolo. Dar
până ajungi să lucrezi cu rănile tale, care asta e soluția ideală, hai să spun câteva lucruri pe care ai putea să le faci. 1. Conștientizare. Adică stai și analizează-te. Mă, ce rolul joc eu în relațiile mele? Sunt un persecutor, sunt un salvator sau sunt o victimă? Ar fi foarte important dacă poți chiar să te înregistrezi când interacționezi cu cineva. Da, ia telefonul, dă-i pe recorder, după aia stai și analizează discuția. Aia nu-i de pus pe Facebook, de a șantaja după aia pe om. Nu, e doar de lucru cu tine. Sau dacă nu înregistrezi, măcar stai după o discuție în care a fost o interacțiune acolo între voi, stai cu pixul în mână și spui, mă, când am zis vorba aia, ce rol am jucat? Când am zis-o pe aia în altă, ce rol am jucat? Când am dat ochii peste cap și am făcut, bine, mă? Când am țățit? Când am, nu știu ce am făcut, ce roluri am jucat? Primul pas, conștientizează, analizează-te. Ca să-ți fie mai ușor, analizează pe ceilalți. Stai așa, retrage-te și joacă rolul de observator. Când vezi că 3, 4, 7 interacționează, se ceartă. Stai și analizează, să vezi care e salvatorul, care e victima, cum intră unul dintr-un rol în altul și joacă alt rol, ca să vezi că aceeași persoană, am spus, joacă două sau chiar trei roluri și să vezi care este dinamica. Dar dacă vrei să te analizezi pe tine, chiar cred că e nevoie să te înregistrezi, pentru că foarte important. Memoria ne joacă feste și mai ales lucrurile neplăcute le șterg și păstrăm așa o versiune. Deci e foarte important să ține minte, ca să poți să te vindeci, să poți să contribui la vindecarea ta, să știi că tu te comporți într-un anumit fel pentru că vrei să obții ceva de la alții. Foarte important. Mă comport ca un persecutor, salvator sau victimă pentru că vreau să obțin ceva. Partea proastă în acest triunghi al dramei este că noi ne comportăm într-un mod neetic ca să obținem soluția X. Întrebarea de $1,000, de euro, de ce vrei tu, este cum aș putea să mă comport într-un mod etic ca să obțin soluția X. Deci până acum eu mă comport într-un mod neetic care jignește, care deranjează, care doare. No, cum aș putea să mă comport într-un mod sănătos ca să obțin același rezultat? Despre asta este vorba. Cum? Și acum aș vrea să intrăm, de exemplu, în rolul de persecutor. Și eu, pentru că este timpul foarte înalintat, nu o să luăm prea multe exemple, dar ca idee generală. Persecutorul trebuie să se transforme într-un om asertiv. Pe scurt, ce înseamnă asertivitate? Mă comport într-un mod cu tine astfel încât să nu-ți mai rănesc sentimentele. Dacă persecutorul rănește sentimentele, asertivul se adresează într-un mod care valorizează pe celălalt, care se comportă într-un mod sănătos, care se comportă într-un mod etic. De exemplu, cum ar cere un persecutor apă? Adu-mi și mie apă. Îmi aduci și mie apa aia. Bă, îmi aduce apa aia odată? Toate trei variantele ar putea să sune din rolul de salvator. De persecutor. De persecutor. Cum s-ar adresa un om asertiv? Civilizat. Te rog, mi-aduci și mie apă. Te rog, poți să mi-aduci și mie apă? Poți? Sau, mi-e sete, sunt ocupat, nu pot să mă ridic chiar acum. Exact. Da. Aș prefera dacă poți să mi-aduci tu apa. Știu că sunt mai multe cuvinte. Dar nu este nimeni sclavul tău. Înțelegi? Nimeni nu-i servitorul tău. Și mi-am mai notat aici un exemplu. De exemplu, cum îi spui unui angajat să termine un proiect în 2 săptămâni? În primul rând, îi dai toate informațiile de care are nevoie. Nu, dacă ești în rol de persecutor, cum te adresezi? Ai 2 săptămâni să termin proiectul, dacă nu, te stai din salariu. Te ia mama. Te trimit acasă. Ai dispărut. Băi, ai înțeles? Ai 2 săptămâni. Dacă sunt într-un rol de om asertiv, atunci voi spune ceva de genul angajatului meu. Știi, în primul rând vreau să-mi cer scuze că îți spun așa în clipă. A apărut o urgență peste noapte, aș avea nevoie de proiectul ăsta, nu știu dacă poți să realizezi, aș avea nevoie peste 2 săptămâni. Crezi că poți să-l duci la capăt? Da, șeful, dar știi că, uite, o să neglijez sarcina XY. Prefer să neglijez sarcina aia, dar să-mi duci la capăt proiectul ăsta. Poți să faci asta pentru mine și promit că o să fiu foarte atent că data viitoare să nu-ți mai dau sarcini în pripă ca să te dau peste cap. Poți să faci asta pentru mine? Mulțumesc frumos. Dar cum îi spui soției să nu mai stea pe telefon atât de mult? Să zicem că ești nemulțumit de ea, că stă prea mult pe telefon, sau soțului, același lucru, și ești persecutor. Adică cum îi spune? Deci persecutorul cum i-ar zice? Cum a spus mai devreme Consuela, n-am mai terminat cu telefonul ăla, nu?
Și cum ar spune un om asertiv? Hai nu-ți să vedem. Moare bateria? Îți aduc eu încărcătorul, dar e în camera cealaltă. Asta e pasiv-agresiv, cred că... Da. E ironia aia care doare. Nu, serios, uite să nu vă zic eu. Cum ai zice Consuela, acum după tot ce am vorbit, cum ar zice un asertiv? Fără, deci trebuie să-l ceri, fără să rănești sentimentele. Simt nevoia să stau cu tine. Putem sta pe telefon mâine. Zi mai tare să se audă. Am nevoie să stau cu tine. Putem sta pe telefon mai târziu? Exact. Nu putem sta pe telefon, nu. Poți să... Când ai putea, eu așa aș zice. Nu cred că ai putea să spui așa. Stai puțin. Eu nu i-aș cere să lase telefonul acum. I-aș spune, uite, eu aș avea nevoie să, să povestesc cu tine. Mi-ar plăcea dacă am putea să povestim în seara asta, dar când te simți și tu pregătit, aș vrea să stăm puțin. Eventual să ieșim la o plimbare sau cum poți și tu. Ai fi dispus? Eu mi sunt... se pare prea evident, nu știu, o chestie Consuela. Prea... Consuela, eu cred că rolul meu este să îmi exprim o nevoie. Cred că din nevoia se exprimă în momentul în care îi spui că am nevoie să petrec timp cu tine. Da. Din momentul ăla trebuie să facă un click. Dacă nu face tot ce urmează după, te încadrează, nu știu, în alte... Mi se pare nenatural. Păi, da, pentru noi nu este natural, că n-am făcut asta niciodată în viață. Dar nu că noi n-am făcut niciodată asta în viață, dar cred că noi, așa cum vorbim respectuos cu alții, cred că și cu oamenii de lângă noi ar trebui să facem. Și dacă aș spune doar atât așa, am nevoie să vorbesc cu tine, partenerul ar putea să zică, ok. Tu trebuie să-i spui, mă, mi-aș dori astăzi. Că poți să-i spui, aș vrea să vorbim azi sau peste sau mâine, e ceva urgent sau nu e urgent. Eu cred că trebuie să fac, nu trebuie să-l las pe el să ghicească. Că poate să fie, am nevoie să vorbesc cu tine așa, să mai povestim. Mă, am o problemă, mă doare și mie mi-ar fi de folos să vorbim astăzi. Dacă o las pe mâine, s-ar putea să fie prea târziu. Dar nu vreau să te forțez pe tine, că trebuie să-i transmit asta, că eu nu este obligat să fac asta pentru mine. Pot să încerc și eu? Te rog. Din câte știu eu, asertivitatea are trei elemente. În primul rând, îi spui în ce fel te rănește comportamentul pe care vrei să-l schimbi, ce efect are asupra ta. Și atunci soțul ar putea să-i spună, draga mea, când eu stau lângă tine pe canapea și tu stai de 10 minute pe telefon și mă ignor, mă simt neglijat, mă simt ignorat, mă simt poate chiar trădat, că îmi trec tot felul de lucruri în cap, eu nu știu ce te captivează acolo. Apoi îi spui ce ai vrea să schimbe. Mi-ar plăcea, iubito, când suntem împreună, să stai mai puțin pe telefon, să te mai uiți și la mine din când în când. Da, mi-ar plăcea ca atunci când suntem împreună, telefonul chiar să nu fie între noi. Și atunci, și ultimul lucru, și ultimul element era cum se vor schimba lucrurile după, care va fi efectul. Și care va fi efectul? Că da, eu voi fi mai fericit sunt în prezența ta, mă voi simți mai bine și vom avea o relație de cuplu fericită și armonioasă. Cred că m-aș lăsa dusă. Te-ai lăsat? Da, cred că aș arunca telefonul. Cred că aș ține telefonul cu butoare, de fapt, după așa discurs. Eu prima dată când am auzit această definiție pe componente asertivității și eram așa, cine stă să se gândească la toate lucrurile astea? După aia când am înțeles frumusețea din spatele și puterea asertivității este și cum putem să fim asertivi, de fapt, în cele mai... Pentru că de cele mai multe ori suntem fie agresivi, fie pasiv-agresivi, cam asta e înghițim. Dar asertivitatea înseamnă să... Spui. Să exprimi ceea ce ai. Cum te face să te simți. Dar fără să rănești. Exact. Dar să spui și clar ce te aștept să schimbe celălalt exact. Și ce se va întâmpla dacă va schimba. Unde va ajunge? Iată, lucrurile vor fi minunate dacă se va. Și atunci înțelege și se face lumină cumva și mai bine. Bun, mă uit la ceas și îmi dau seama că nu mai avem timp să intrăm în rolul de salvator și de victimă. Să vedem cum se produce vindecarea. O lăsăm pe data viitoare. Și vom vorbi data viitoare. Vorbim data viitoare despre cum se vindecă salvatorul, cum se vindecă victima și ce înseamnă un adult emoțional. Pentru că sunt patru roluri, de fapt. E rolul de persecutor, salvator și victimă, roluri negative și rolul bun. Și rolul sănătos în care ar fi bine să intrăm cu toți, și anume adultul emoțional. Cum se comportă un adult emoțional? Data viitoare vorbim despre asta. Să sperăm că până data viitoare nu moare nimeni nevindecat. Vă mulțumesc, dragilor, vă mulțumesc și vouă pentru că ați fost cu noi. Sperăm ca miercuri viitoare de la ora 19, așadar să fiți cu noi aici pentru a continua procesul de vindecare. Vă dorim o seară extraordinară. La revedere!